Bine te-am găsit la o nouă ediție de Story Behind the Job. Astăzi suntem în continuare în mișcare așa cum am obișnuit și l-am invitat pe Mihai Silvășan, antrenorul UBT. Mihai, mulțumesc foarte mult că ai spus da acestei provocări, să-i spun așa. Mulțumesc foarte mult că ai venit. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. E ceva inedit și pentru mine și abia aștept să vedem cum o să iasă. În primul rând o să fie vorba despre tine, pentru că eu vreau cumva ca cei care ne urmăresc să-l cunoască pe Mihai Silvășan dincolo de interviurile acelea clasice, mai tehnice, mai despre rezultate sportive. Spune-mi puțin, Mihai, cum a început pentru tine pasiunea pentru sport și unde a început exact? Aoleu, pasiunea pentru sport pe undeva pe la 7-8 ani. Mă uitam la foarte multe filme cu karate, cu Bruce Lee, cu Van Damme, cine erau actorii în vogă pe vremea aceea. Am făcut mult timp karate, un an și ceva, undeva prin clasa 3-a, 4-a făceam karate. După care am renunțat la karate și am văzut o reclamă la televizor cu o selecție pentru un nou club de basket proaspăt înființat în Cluj, se numea Pro Basket Junior. Și în centrul atenției era Ghiță Mureșan, pe vremea aceea era jucător activ în NBA. I-am spus mamei mele că vreau să încerc, m-au dus părinții mei la acea selecție și de atunci pot să spun că a fost dragoste la prima vedere. Cum a fost, îți amintești, nu știu, primul antrenament, primul model? Pentru că până la urmă în orice facem, nu? Motivația vine de la exemple. Primul meu exemplu, pot să spun așa, și nu neapărat pe partea de joc, de basket, a fost antrenorul meu de la junior, Voicu Moldovan, care are o vină, în ghilimele, pentru mentalitatea pe care o am azi. Mi-a insuflat multă putere de muncă, să spun așa, m-a făcut să înțeleg că fără muncă nu poți reuși absolut nimic și are, repet, un mare merit pentru cine sunt eu la această oră. După ce am început să practic și să mă gândesc mai serios că poate fi asta o meserie pe care să o am în viață, am început să mă uit la jucători de peste hotare, sârbi, americani, cine erau în vogă la ora respectivă. Eram extrem de pasionat de acest lucru. Foarte rar găseai videouri, erau casete pe vremea aceea în care să vezi jucători mari, erau ceva reviste, erau ceva postere pe care le puteam achiziționa, însă era o raritate să vezi zi de zi sau măcar săptămânal meciuri din Europa, din NBA. NBA-ul se mai dădea și pe vremea aceea la Pro TV, trebuia să te ridici noapte, trebuia să te trezești noaptea la 3-4 când erau meciurile, mai făceam și lucrul acesta, însă nu regret absolut nimic, totul are un scop. Și cred eu că anii ăia în care era pur și simplu pasiune, nu era vorba despre bani sau despre altceva, mi-au creat această dependență de basket, să spun așa, pentru că și acum nu mă văd făcând altceva, chiar dacă sunt antrenor, tot în domeniul ăsta o să rămân probabil toată viața. Când s-a făcut switch-ul, trece aceasta spre a fi profesionist și spre a te vedea având carieră în zona aceasta? Îmi doream asta de, nu știu, undeva la 14-15 ani, cred că am început să înțeleg că pot fi bun și pot să am un viitor în basket. Primii mei bani am câștigat la 17 ani, când am făcut pasul spre echipa mare, spre echipa de seniori. Nu erau ceva, repet, și atunci încă nu eram financiar motivat, doar financiar, să spun așa, nici acum nu sunt de altfel, însă primii bani din basket i-am făcut la 17 ani, foarte puțin, nu era ce este acum, însă era o motivație în plus, pe lângă faptul că îmi doream să ajung foarte bun. Acum ai ajuns să antrenezi, da? Coaching-ul cumva este și în zona de business, pentru că ți-am spus de la început, aș vrea cumva să fac și o paralelă între ce se întâmplă în zona aceasta de sport și de performanță și business de performanță. Cum a fost pentru tine să fii antrenor? Pentru că sunt convinsă că a fost o despărțire grea de teren, nu? De interiorul terenului în sine. A fost o despărțire grea, însă așteptată. Prima dată când m-am gândit la cariera de antrenor a fost undeva la 21-22 de ani, când am avut prima operație la spate. Atunci am văzut în fața ochilor posibilitatea de a se opri dintr-o dată cariera de sportiv de performanță și atunci am început să mă gândesc serios la ce vreau să fac după. Cum v-am spus, eram super îndrăgostit de basket și de sport în general și era logic să îmi doresc o carieră în același domeniu. De atunci am început să mă educ, să încep să învăț despre ce înseamnă meseria de antrenor și la 30 de ani, practic, când m-am lăsat, tânăr de altfel, pentru că 30 de ani nu e o vârstă la care se lasă mulți basketbaliști, se duc până la 34, 5, 6, 40, unii, însă datorită unor probleme de sănătate, nu grave, spate, tendonul Ahile, genunchi, am hotărât să pun ghetele în cui la 30 de ani și să încep de tânăr, pentru că în antrenorat 30 de ani ești foarte tânăr, o carieră de antrenor. Cum e acum? Pentru că deja poți să formezi cariere, nu? Formezi oameni. Cum e să fii pe partea cealaltă? E mai greu decât atunci când jucam, însă cred eu că e ceea ce mă caracterizează și ceea ce îmi place să fac. La început, când mi s-a oferit această șansă de a fi antrenor principal, știu și acum țin minte că am simțit o frică de a nu face față. Nu antrenasem ca principal absolut niciun meci. Mi s-a propus de către cei din conducerea clubului să preiau echipa de seniori. Cu frică în glas și în suflet am acceptat. Ăsta e primul lucru care l-am învățat în ultimii 7 ani, să spun așa, gândind retrospectiv la cum s-au întâmplat lucrurile, este că ai nevoie de curaj dacă vrei să faci ceva serios în viață. Îți trebuie și o doză mare de curaj și de nebunie. De ce nu? Pentru că așa a fost. Mulți nu cred că acceptau provocarea. Cum v-am spus, era frica de eșec, frica de a nu ști ce să faci. Țin minte și acum primele ședințe cu jucătorii, primele antrenamente și în primul an, practic, de antrenorat pregăteam totul de 10 ori, verificam la orice întrebare pe care puteau să o aibă jucătorii, trebuia să știu răspunsul, să nu mă prindă pe picior greșit, că altfel nu aveam cum să-mi câștig respectul în fața lor. Pe de altă parte, totuși vene din interior, adică deja un respect, un nivel de încredere era acolo. Doar că era, nu știu, o altă abordare. Era respectul pe care îl aveam ca jucător și ca om, de ce nu? Însă ca antrenor nu aveam cum să le fi câștigat respectul. Mulți dintre ei erau, țin minte, în primul meu an de antrenorat la seniori, ca principal, pentru că înainte am fost un an secund, ca principal am avut, cred că, 3 sau 4 jucători mai în vârstă ca mine în echipă și nu a fost ușor din punctul ăsta de vedere, pentru că una e să te respecte ca jucător sau ca om și alta e când mergi acolo ca antrenor să te respecte și să le câștigi respectul, pentru că despre asta e vorba, de a le câștiga respectul și de a înțelege că ceea ce vrei tu să faci și ideile tale sunt cele bune. Dar, repet, pentru asta trebuie să fii extrem de pregătit și trebuie să ai răspunsuri la foarte multe întrebări, la toate întrebările pe care ți le pun jucătorii. Te pregătești singur pentru pentru zona aceasta de antrenor sau, pentru că foarte multe, cum am spus, antreprenoriat, pentru că mă gândesc și la oameni de afaceri, foarte mulți dintre ei, nu știu, poate ajung să conducă o companie, se extinde și ei au teama aceasta de a nu... Cu siguranță, cu siguranță. De a nu avea un eșec clar. Da. Și vreau să te întreb dacă tu ai lucrat și în zona aceasta psihologică cu tine, astfel încât să zici, da, pot, da, sunt acolo pentru că... Eu, în general, sunt un tip foarte pozitiv care vede partea plină a paharului de cele mai multe ori. Când am fost pus în fața acestei situații de a accepta ce mi-a spus cel mai rău, ce se poate întâmpla cel mai rău, să nu am succes. Acum, faptul că pui în balanță un eșec sau regretul de a avea șansa și a nu accepta, clar a târnat mult mai... a târnat decisiv pentru mine că da, asta e calea, trebuie să, cu toate fricile, cu toate problemele care pot apărea, asta vreau să fac și trebuie să accept această oportunitate până la urmă. A fost foarte important și echipa pe care am avut-o lângă mine în acel prim an. Mă refer aici și la jucători, pentru că am avut niște jucători cu experiență, jucători care au înțeles ce înseamnă să câștigi și să lucrezi în echipă, jucători care au jucat la un nivel mai mare decât reușisem eu ca jucător vreodată și cred eu că am un mare noroc cu ei pentru felul în care s-a desfășurat acel prim an și succesul pe care l-am avut în acel prim an, pentru că am avut foarte mare succes, am câștigat toate trofeele interne puse în joc. Pentru foarte mulți manageri și, desigur, pentru foarte mulți antrenori, o mare provocare este motivarea echipei. Da. Care ar fi, nu știu, acum, secrete nu există, dar care ar fi acele lucruri pe care tu consideri că le faci și care și funcționează, astfel încât echipa să meargă bine? În primul rând, și de la ce se pleacă tot timpul, și sunt convins că așa este și în business, este modul și cum îți alegi echipa. Ăla e primul pas care e extrem de important și poate cântări mai mult de 50% din succesul pe care îl ai în următorul an competițional sau calendaristic sau ce obiective ai. Felul cum îți alegi jucătorii, stafful în cazul meu sau în business, echipa care se ocupă de diferite domenii din businessul respectiv, e decisivă de multe ori. Acum, motivația angajaților sau a jucătorilor tot timpul are două părți. Una, partea lor personală, care aici revenim la alegerea lor. De ceul lor. Degeaba alegi un jucător care nu mai e motivat, este în ultimii ani de carieră și din scouting-ul pe care l-ai făcut, când noi așa îi spunem, când ne uităm la jucători, sunăm celelalte echipe, sunăm ceilalți antrenori, întrebăm cum este la antrenamente, cum este la meciuri, este învingător, nu este învingător. Deci, până la urmă, ce fel de persoană este extrem de important. Dacă nu alegi persoanele corect, care să aibă puterea să se automotiveze, să fie învingători, să-și dorească tot timpul mai mult, să-și dorească să fie buni, slabe șanse ca tu, prin ceea ce faci, să poți să-i schimbi 100% și să-i motivezi extraordinar. Deci primul lucru pleacă de la ei și de la recrutare și felul cum sunt ei educați. Bineînțeles, partea ta ca antrenor, ca manager, este să creezi un ambient de performanță cu ideile tale, cu ceea ce îți dorești, în care să-l faci pe fiecare membru al acelei echipe să se simtă confortabil în largul lui, bineînțeles, respectând unele principii, unele reguli pe care le pui, însă niciodată să nu le iei parte din personalitatea pe care o au. Aia trebuie să o știi înainte să-i selectezi. Dacă nu-ți place personalitatea cuiva și nu-ți place cum reacționează, nu-l semnezi, nu-l aduci. Deci trebuie să creezi un mediu de lucru plăcut, un mediu de lucru în care ei vin cu plăcere, se antrenează. Evident, discursurile pe care le ai au și ele o influență, însă nu cred eu că nu este decisivă. Procesul acesta este mult mai amplu și ceea ce creezi la început, când formezi echipa, când ai primele interacțiuni cu jucătorii, când te interesează ce face familia lor, dacă au ce le trebuie aici în Cluj, mai ales la cei noi care vin din străinătate. Cred eu că lucrurile alea sunt decisive. Deci cum faci fundația, așa vei avea și restul construcției, ca să dau un exemplu din imobiliare. Deci e foarte, foarte important absolut fiecare pas, de la recrutare până la prima ședință, primul antrenament, felul cum interacționezi cu ei pe toată durata sezonului. Ai amintit pe partea aceasta de, zicem noi, în zona aceasta de HR, de atragere, de resurse umane, de recrutare. Cum se întâmplă acest onboarding în cazul vostru, mai ales pentru că puteți să aduceți oameni din alte țări, da, cu alte mentalități, cum te adaptezi sau cum se adaptează echipa la ei, astfel cât oamenii și acestea să poată să funcționeze aici. Dacă la noi foarte important în momentul de față sunt liderii care avem în cadrul echipei. Avem un jucător, Patrick Richard, care capitanul nostru este în al 4-lea an cu noi. Avem pe Stipanovici, care este în al 3-lea an cu noi. Ei sunt liderii și automat știu ce se întâmplă aici, știu care este mentalitatea noastră, știu cum vrem să lucrăm și automat jucătorii noi care vin fac adaptarea să facem mult mai ușor avându-i pe ei. Îi ajută, discută, că sunt din spațiul fostei Iugoslavii sau că sunt americani sau cubanezi, brazilieni, avem multe nații de tot felul prin echipă. E foarte important rolul lor, a liderilor noștri. Acum, cum îi selectăm? V-am spus și mai devreme, în primul rând ne uităm la caracterul lor. Procesul la noi este destul de simplu, sunt agenți care au jucătorii respectivi. Ne sunt trimise în liste cu jucători. Dacă ne uităm peste listele respective, vedem profilul pe care îl dorim, începem căutarea mai amănunțită a tot ce înseamnă jucătorul respectiv, din punct de vedere uman, în primul rând, din punct de vedere basketbalistic. După care urmează discuții, una sau mai multe cu jucătorul respectiv. O primă discuție tot timpul la mine ține în jur de 25, 30, 40, 50 de minute, dar peste 25 în care le prezint orașul, în primul rând, sala în care joacă, faptul că sunt școli internaționale pentru cei ce vin cu familii e un plus. Faptul că sunt mall-uri, sunt cinematografe, sunt librării e un plus pentru noi. Adică trăim într-un oraș în care e plăcut să locuiești, de ce nu, pentru străinii care vin. Încă nu am întâlnit niciunul care se plângă de calitatea vieții aici și de calitatea orașului. După care le explic ce rol sau ce așteptări am de la ei, care sunt principiile noastre de bază, ce mentalitate avem aici, faptul că trebuie să câștigăm an de an, trebuie, că asta este obiectivul nostru, să câștigăm an de an campionatul, Cupa României. Sunt unul dintre primele lucruri pe care le expun jucătorilor. Ei trebuie să știe la ce se așteaptă când vin aici și ce cerințe o să am de la ei. Da. Cei mai mulți dintre ei sunt perfect de acord cu tot ce le spun, însă aici intervine și partea cealaltă de care vă ziceam, discuția cu foști antrenori, cu foști colegi, cu vecini, pot să spun, cu absolut oricine poate să ne dea o informație despre caracterul acelor jucători. Acum merg într-o zonă în care nu e neapărat pozitivă, dar e parte și din business și din sport. Cum îi ajut pe oameni sau ce faci după un eșec, după o înfrângere, astfel încât oamenii să funcționeze din momentul în care, nu știu, reiau antrenamentele, să zic așa, sau aici, revin la birou? Aici e o discuție interesantă. E foarte important de gestionat aceste eșecuri, însă la fel de important sunt de gestionat și meciurile câștigate și succesurile pe care le ai. Natura umană are tendința la succes să se relaxeze de multe ori, să uite de principiile care au dus acolo și la eșec să își piardă încrederea în ei, să dea vina unii pe alții, să găsească scuze. Sunt două chestii diferite, însă în principiu e la fel de greu de gestionat și asta este rolul nostru al antrenorilor, să vedem cum putem gestiona aceste lucruri. Niciodată, foarte rar cu scandal și cu ceartă. De obicei evit să am ședințe lungi imediat după meci, pentru că ești la cald, lucrurile nu le vezi foarte bine, aparențele pot înșela de cele mai multe ori, deci evit discuții lungi la cald. Ce fac? Analizez meciul în amănunt și la primul antrenament sau la prima ședință video pe care avem, discutăm problemele pe care le-am avut, pentru că poți să joci bine și să pierzi și atunci nu este un mare o mare dramă în chestia asta. La noi fundamental este să facem efort și să fim concentrați pe scopul pe care îl avem. Dacă nu văd chestia asta într-un meci, cu siguranță băieții o să o afle și discuțiile o să fie mai lungi și de multe ori și mai dure, sincere până la urmă, de ce a existat chestia asta. Dacă pierdem și ei au făcut formare, au fost concentrați, au respectat planul jocului, da? Atunci poți avea, adică nu poți câștiga tot timpul în sport. Poți avea ghinion sau poate echipa respectivă să fie efectiv în acea zi mai bună ca tine. Atunci nu este o mare problemă, dar ce este foarte important din punctul meu de vedere, principiile alea de bază de care vorbeam să fie respectate. Dacă le respecti, înseamnă că poți câștiga și atunci când pierzi. Dacă nu le respecti, ai o problemă și trebuie să gestionezi această problemă, să vezi de ce nu se respectă, de ce jucătorii nu au fost concentrați, este ceea ce ține de tine ca antrenor, de cum faci antrenamentele, au probleme personale, trebuie să ai discuții cu ei, să vezi de unde izvorăște această problemă și rezolvată împreună, pentru că nu trăim într-o lume în care ordinele nu-și prea mai au efectul, nu poți să mergi la jucători și să le spui, uite, vreau să faci asta acum, dacă nu ești penalizat sau ceva. Destul de greu să funcționeze așa. Da, trebuie să le dai reguli, dar trebuie să-i faci să creadă în ele și să-și dorească să le respecte ca echipă, pentru că așa, lucrând împreună, cu siguranță poți avea succes. Niște idei foarte bune de preluat în zona de leadership, în zona de business, până la urmă. Aș vrea să te mai întreb încă ceva, este o ultimă întrebare. Mihai, spune-mi, până la urmă, sportul este despre sportivi în sine, despre competiții, dar și despre comunitate. Da, spune-mi puțin despre cum vă ajută pe voi comunitatea, oamenii, suporterii să reușiți. Unul din visele noastre ca și club, ca și echipă, a fost să umplem sala polivalentă la un meci de basket. Din 2015 până anul trecut, până sezonul trecut, nu reușisem acest lucru. Nu avusem mai mult de 5, 6, 7.000 maxim de spectatori. Datorită performanțelor din sezonul trecut, am reușit să avem la 2 meciuri consecutive 10.000 de oameni, adică sala arhiplină. Toată lumea mă întreabă, când mai vin la câte un interviu, mă întreabă ce lucruri din cariera mea de până acum m-au făcut cel mai bucuros sau de care sunt cel mai mândru. Tot timpul le spun, pe lângă titlurile câștigate și faptul că am reușit să umplem sala la 2 meciuri și al doilea meci a fost sold out în aproximativ 30 de minute, a fost un lucru de care să fim extrem de mândri, făcând parte din această comunitate din Cluj-Napoca de când sunt mic, știind ce înseamnă Universitatea pentru mulți spectatori. Am fost extrem de mândri să reușim acest lucru, un semn clar că lucrurile au fost făcute bine și că am progresat ca și club, ca și echipă, ca și performanțe. Suntem mai aproape de unde ne dorim să fim. Pe lângă asta, faptul că avem peste 500 de copii la academie, faptul că e plin de copii la fiecare meci al nostru și vezi cum se bucură și cum le place, le face plăcere să fie acolo, cum își doresc să fie ca jucătorul X sau jucătorul Y, cum își găsesc modele la noi în echipă, ne face din nou să fim mândri și să ne gândim că lucrurile sunt făcute cum trebuie. Evident, tot timpul este loc de mai bine. Nu ne dorim să ne oprim aici, dorim să creștem comunitatea a fanilor de basket din Cluj și acest lucru nu se poate decât cu performanțe, cu siguranță. Mulțumesc foarte mult, Mihai, pentru deschidere și pentru că ai fost foarte sincer și cred că ai dat niște insights și niște idei foarte bune celor care sunt, nici nu știu, trebuie să facă performanță, nu pe teren, ci la viață, în general. Eu de multe ori le spun jucătorilor că ce le spun despre basket este de multe ori valabil și în viață și în orice fac ei pe lângă basket și în familie sau în business-uri, dacă au. multe lucruri se aseamănă. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Cu mare drag. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că ne-ați urmărit.